Păcat, ori fi tineri, ori fi bătrâni. Dacă nu-i cunoaște, mai văzut așa ceva? Am 79 de ani, dar n-am văzut așa ceva. Și stau aici în spatele magazinului. S-a auzit o bubuitură? O bubuitură și un fum, așa. Atât. Da. Eram în curte, s-a auzit o bubuitură și am ieșit și o să văd. Și asta e... Viteza, mămică, viteza! Viteza, mă! Ia alții mai rău, nu vă duciți, vă duciți acum, de-ați omorât o igoane! Era alții la crimile alea, nu vă duce! Ce avea de azi de alergat în alul ăla? Aoleu, îi vorez alul! Ce ați avut cu ei? Ce ați avut de ea să alerga? Când e crimi, când e aia, nu vă duce! Nu vă duce! Nu mă duc, 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 Doamne, 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 do
Nu știu, a zis că a fugit poliție, dar nu știu exact să vă zic, că eu am venit, era așa, cum vedeți acum, nu știu. Ce să dar vă de zic? Ce să fi fugit? Dar nu știu, abar n-am, întrebați, nu-i cunosc, nu știu. L-ai cunoaște? Nu-i cunosc. Nu știu de ce să vă zic. Dar cum credeți că s-a ajuns să dărâme un... Nu știu, a sări, vezi că să vede, plan să văd urmile acolo, a sări la pod, dar nu știu exact, dacă avea o viteză, îți dai seama că mă arată. Dar nu știu să vă zic de ce să... Altceva? De ce zice poliția nenorocită? Care a fost? Nu știm, că noi acum am venit. Adică ce să știe? Au fost alergați de poliție? Nu știm, doar ce am văzut aglomera... când a pocnit în zi, atât. Încolo nu știm nimic. Da. Doar pocnitură. Când a bușit în stâlpă, altfel nu, nimic. Unde erați? În magazin. Dar încolo, gestionarea, încolo nimic n-am văzut. Și când ați ieșit? Ce vedeți și dumneavoastră, aia s-a văzut, altfel nimic. Nici n-am știut ce e persoane, să n-am știut nimic. N-am știut. Cine a sunat la... Nu știu. Cine s-a adunat, nu știu să vă spun. Vă dați seama, când vezi așa ceva, nu-ți mai dai seama ce... Știați? Da, cunoaștem, un băiat deosebit. Păi, șofer eu nu-l cunosc, dar băiatul ăsta, un băiat deosebit, din comună, extraordinar de cum să cade, foarte... Ce vârstă are? Bănuiesc vreo 50 și ceva, nu știu sigur, dar îl cunosc, un băiat deosebit. Șoferul eu nu-l cunosc, dar pe băiatul, pe Dorin îl cunosc. Era rudă cu cel de la Jufolan? Nu știu, nu-l cunosc, nu știu cine a fost, dar pe el îl cunosc. Un băiat cu... Verificarea a rezultat că accidentul s-a produs datorită vitezei excesive sau neregulamentare. Conducătorul auto a abordat un viraj la stânga pe o stradă laterală în condiții de viteză, așa cum am spus, de 100 km la oră și au rezultat două victime care au fost luate către echipajul de ambulanță și transportate la Spitalul Județean Buzău în vederea acordării grijilor medicale. Sunt zvonuri că ar fi fugit de filtru? Nu știm încă exact, urmează să audiem toate persoanele implicate și vom stabili de urmare. Cert este că mașina avea suspendată, imatriculată și suspendată din data de 15-a. Și filtru, a existat un filtru la autorul ăla? Da, există filtru pentru peste orice. Dar n-a apucat să plece echipaj de... Nu. Ce să vă îndrum greșit dacă nu știu? Nu cunosc. Am auzit bușitură și am ieșit și m-am mutat. Restul, nu știu, n-am de unde. Ați mai văzut asemenea accident? A mai fost, da. Să mână cu viteză, ca lumea pe aceea. Nu așa.